Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Hai să vedem ce ne așteaptă pentru ziua de luni, 6 septembrie. Foarte interesant. Avem aici optul de săbi. O carte care ne vorbește despre restricții, despre blocaje autoimpuse. E posibil ca în această zi de luni să vă simțiți mai izolați, mai singuratici. S-ar putea ca această nevoie de izolare să vină din exterior, fie prietenii nu vă răspund la telefon, iubitul, iubita nu vă bagă în seamă, la lucru nu sunteți implicați într-un proiect în care majoritatea colegilor voștri lucrează, la școală sunteți lăsați pe lângă grupul de prieteni. Sau poate să fie o nevoie de izolare autoimpusă și aici aș vrea să accentuez faptul că frica de schimbare este cea care vă taie aripile, care vă ține în urmă aici și ar fi bine să faceți această muncă mentală, să porniți ziua de luni cu această energie, cu această gândire de nu o să-mi fie frică de schimbare, o să accept orice îmi pune viața în cale cu optimism și o să găsesc soluția pentru orice problemă. Fiindcă aici, asta este partea pozitivă a optului de săbi. Chiar dacă vă simțiți restricționați, vă simțiți că vi se pun bariere, vi se pun piedici, adevărul este că puterea este în mâinile voastre. Aveți la îndemână toate uneltele necesare pentru a vă debloca și dacă într-adevăr vă doriți să ieșiți din situația în care sunteți, puteți să faceți acest lucru. În setul tradițional de tarot, optul de săbi este reprezentat de o persoană care este legată la ochi și este înconjurată de un gard de săbi, dar mâinile și picioarele îi sunt libere. Poate oricând să plece din situația în care este. Și la fel puteți și voi în această zi de luni. Dacă nu vă convine că sunteți lăsați la o parte sau vă simțiți ignorați, vă simțiți singuri, izolați, puneți mâna pe telefon, sunați-vă voi prietenii. Dacă ați vrea mai multă atenție din partea partenerului sau partenerei de viață, ce mai așteptați? Inițiați voi ceva, o ieșire în oraș, o cină romantică, cumpărați o sticlă de vin, pur și simplu și o deschideți seara și vă uitați la un film și asta poate să fie soluția pentru problema voastră. La lucru, dacă toți colegii voștri sunt foarte agitați și concentrați, consumați pe un anumit proiect în care voi nu participați și aveți timp liber, oferiți-vă ajutorul, faceți ceva proactiv, demonstrați că sunteți o persoană care poate să aducă beneficii celor din jur și o să vedeți că o să fiți incluși. Aici nimeni nu vine cu răutate, cu rea voință să vă excludă, e pur și simplu circumstanța zilei și puterea este în mâinile voastre să schimbați această energie, să vă deblocați singuri. Aici nu o să vină nimeni din exterior să vă rezolve toate problemele, luni voi trebuie să vă rezolvați singur problemele. Așa că nu mai stați pe gânduri și aduceți în viața voastră, creați în viața voastră schimbările pe care vreți să le vedeți. Dacă v-a plăcut această interpretare, nu uitați să vă uitați pe canalul meu de YouTube și pentru celelalte etalări lunare și anuale pe zodii, precum și etalări speciale în care răspund la întrebări punctuale. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!